cu... Și sunt și două persoane pe jos. Păi Oliver a zis că cum vine mașina. Imaginați-vă... Așteaptă la elucință. Da, este Andrei pe jos. Nu privatizați și străzile, să plătim taxă pe ele când trecem. Aici e oraș, e mijloc orașului. Hai să creștem căprioare. O să fac un lac în parcul Herăstrău, o baltă privată Herăstrău. Da. Băieții ăștia oricum vor să se sinucidă dacă dau la pește aici. Peștele? Da. Poluat? E poluat apa. Normal că nu se respectă normele de mediu. Da. Nimeni nu verifică pe nimeni.
suntem în București. Da. Păi, nu suntem. Un loc numai bun de aruncat gunoi. Vezi că ai o cracă în... Da, e mai sensabilă. Mergea și pe jos traseul ăsta, oricum. Mergea și pe jos traseul, dar de câte ori să nu. Da. Deci am ajuns la... Aha. Da, dai mă, 5. Auzi, gaura asta în gardul era... Asta era fosta bază, pescărușii, nu aici. Pescărușii mai încolo, sau mai încolo. Zodiacul mai încolo, o să trecem în toată bază. Aici era teren de tenis, unde sunt copacii ăștia. Gardul Andrei l-au rupt de vreo 2 ani, 3 ani. Dar se poate lua și pe lângă clădire, fapt. Dar e prea mizeră.